Proiectul privind combaterea violenței în familie a fost adoptat de către deputați și prevede că victima violenței în familie are dreptul la respectarea personalității, demnității și vieții sale private, la protecție specială, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare, asistență medicală gratuită, socială, consiliere și asistență juridică gratuită. Potrivit proiectului, victima are dreptul să se adreseze instanței, să solicite ordin de protecție cu caracter provizoriu, iar instanța poate să interzică agresorului să rămână sau să se reîntoarcă în locuința comună, să-l oblige pe agresor să suporte unele costuri, cum ar fi cheltuieli medicale de judecată, cele generate de adăpostirea victimei. Victima poate să ceară ordin de restricție care prevede evacuarea agresorului de la domiciliul comun, păstrarea distanței de minim 200 de metri față de persoana vătămată, interzicerea oricărui contact telefonic, corespondență. Acest ordin de interdicție nu poate depăși 2 ani. În județul Dâmbovița, în 2011, peste 80 de persoane, dintre care 55 de copii, victimele violenței în familie, au primit ajutor la centrul de recuperare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Centrul are o capacitate de 15 locuri, victimele beneficiind de aici de găzduire, hrană, asistență medicală de specialitate, consiliere psihologică, de dezvoltare personală, sprijin în găsirea unui loc de muncă. În cadrul acestui centru pot beneficia de servicii soția, soțul, cuplurile tată-copil, mamă-copii, victime ale violenței în familie, precum și persoanele care au stabilit relații asemănătoare a celor dintre soți sau dintre părinți și copii, relații dovedite pe baza anchetei sociale. Din cele 82 de victime ale violenței în familie, 59 au fost reintegrate în familie, 11 au fost reintegrate în societate, iar 12 dâmbovițeni au rămas și acum în centru. Violența domestică afectează și pe bărbați. Printre victimele asistate la centrul Dâmbovițan s-au numărat și bătrâni. Când locurile centrului devin insuficiente, se apelează la centrul aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște. Proiectul de lege privind victimele violenței în familie prevede și sancționarea cu amendă între 1.000 și 5.000 de lei pentru refuzul primirii în adăpost sau refuzul de a acorda asistență medicală victimelor. Amendă între 500 și 1.000 de lei pentru refuzul părăsirii adăpostului în momentul în care condițiile care au determinat internarea au dispărut. Amendă între 500 și 1.000 de lei pentru încercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a pătrunde în incinta adăpostului în care se află victima.